Morning Sound. Hey, salut! Bine ai venit la Untold, ediția 4-a, ziua 3-a. Am reușit și am venit mai devreme alături de șefa de la Green Sound Music, doamna Dana Ivașcu. Am venit mai devreme un pic să analizăm toate scenele, să vedem și detalii tehnice, să sperăm că putem să vedem și detalii tehnice de la scenele amenajate de aici la Untold. Și bineînțeles, o să avem o super nebunie cu preferații mei, cei de la Prodigy. The Prodigy. Ce să mai încluji, poliția s-a emancipat. Sunt în pas cu tehnologia. Da. Cursus retro și Converse. Nu cred că erau cei de la Converse în România atunci când, de fapt în perioada comunismului. Nu cred că existau, sau cine avea, era mare șef. Bătrâna Dacia, Dacia 1300. Mă așteptam să aibă o mașină mai bine întreținută. Sau, de ce nu, recondiționat. Da, super sistem de sunet, B&B Audio Technic. După părerea mea, cred că e cel mai bun nume. Is that wonderful feeling of physical and mental relaxation that can now spread. Chainsmokers, da, au fost în prima seară. Armin Van Buuren va fi duminică. Jason Derulo a fost în a doua seară. Cum, Jason Derulo? Cel mai mișto. Da, pentru că a fost comercial. Tiesto a fost aseară. Ce zici de Tiesto? Unde e Tiesto? Aici scrie. Așa, ce? Așa. Caigo. Nașpa a fost Tiesto. Nașpa a fost Tiesto și Caigo? Caigo mișto, mi-a plăcut. Arată aici cum trebuia să avem vestimentația pentru prima zi, stil dance pop, pentru a doua zi stil R&B. Așa au fost cele două zile. Pentru ziua de astăzi, hardcore, Prodigy, și ziua a patra, trance, Armin Van Buuren. Ce găsim noi aici la o mică scenă de la Untold? Găsim din acordul Cobra, deci din acord și monitorizare. Monitorizare DB Technologies. Cât are? Consolă DJ, da. Consolă de la Pioneer. Salutare, salutare, ce faceți, mă? Retro, uite de aici. Asta e bună. Aia la altă e pipilică.
musicos interruptus, sorry. It's too hot. Have a break. Scena celor de la Absolut, sunt curios ce echipamente folosesc. Am văzut și celelalte scene, a venit și rândul scenei Alchemy de la Absolut, să vedem exact ce folosesc aici. Echipamente de sunet, el acustic, tot ceva de calitate. Până acum el acustic și de un pic echipamente de calitate. Denon, care asta? MC4000 la standul Absolut. Putem să mixăm ceva cu Serato și cu Denon MC4000. Yeah.